Bună ziua și mă bucur că ne revedem din nou. Sunt Iuliana Ștefan, make-up artist, și împreună cu Stilago România vă prezentăm un machiaj de călătorie cu minimul de produse. Doriți să aveți un machiaj proaspăt de dimineață până seara și fotografii frumoase? Eu am să vă arăt varianta mea. Așadar, stați alături de noi pentru a afla trucurile mele. Se știe că diferența de temperatură, aer condiționat din aeroport sau din avion, destratează tenul, îl afectează și este important să vă pregătiți cu ceva timp înainte prin tratamente cosmetice. Serul este unul dintre produsele cu absorpție rapidă și hidratare îndelungată. O atenție deosebită trebuie să le acordați și buzelor. Balsamul cu factor de protecție este obligatoriu și este singurul produs pe care recomand pentru înfrumusețarea buzelor. Este practic și sănătos. Calitățile principale ale fondului de ten pe care le recomand pentru călătorii, în primul rând rezistența îndelungată și în al doilea rând să fie non-transfer pe haine. Plimbările sunt lungi, diferențe de temperatură sunt și ele destul de mari și pentru că nu avem timp să ne retușăm constant machiajul, recomand să se cumpere produse care au aceste proprietăți de a rezista și de a nu se transfera. Am acoperit doar zona cercanilor cu corector și am insistat puțin în unghiul intern al ochilor pentru a păstra luminozitatea și prospețimea privirii. Am fixat fondul de ten cu o pudră rezistentă la transfer de asemenea. Pe parcursul zilei însă vă recomand pentru retuș cea compactă. Rimelul este obligatoriu de asemenea să fie rezistent la apă. Este alegerea dumneavoastră dacă doriți să încărcați genele sau nu. Eu prefer un aspect natural. Voi aplica un strat generos de mascara pe gene pentru a menține privirea minunată în fotografii. Fartul de obraz îl voi aplica într-un strat fin, cât să confere prospețime chipului. Eu prefer texturile ușoare, cel mult ușor satinate, dar nu strălucitoare. Buzele deja sunt hidratate cu balsamul cu factor de protecție solară, pe care vi l-am prezentat la început, iar acum voi aplica un strat fin de gloss hidratant în nuanța șampaniei. Machiajul pentru călătorie este la final. Nu uitați că puteți să-l realizați și dumneavoastră doar cu câteva produse. Trebuie să țineți cont de rezistența în timp, de transferul produselor pe haine și de asemenea de factorul lor de protecție solară. Dana, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de întreaga echipă. Make-up artist Iuliana Ștefan și încă o dată Stilago România vă așteaptă la noi propuneri de machiaje pentru dumneavoastră.